Eu zic că se merită, că chiar am băgat 20 de mii, numai eu la... Mamă, cu ei... Ce faceți? Ce spui? Merge 9.000 jumate? Vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la primul episod din seria noastră de GTA 5M. Astăzi, în primul episod, vreau să vă prezint pe nimeni alta decât Jetta Fenomen, caracterul nostru, primul nostru caracter. O să vă prezint caracterul meu, o să vă prezint ceea ce dețin. Deocamdată m-am jucat ieri și astăzi, cine știe de pe live-urile de pe canalul meu mic. Canalul meu mic în descriere și el. O să vă prezint caracterul, o să vă prezint ceea ce dețin eu, casa și cele două mașini. Vorbim un pic despre server, o să facem câteva chestii foarte simple. Deci episodul ăsta e super basic, iar în următorul episod o să începem să facem roleplay de la blană bombă cu Leuștean, cu Johnny, cu Ilegal, cu toți nebunii, cu toți nebunii noștri, băi. Așa că nu ezitați să apăsați pe butonul de like, forță să facem și noi 500 de lichene. Vreau să fac 500 de lichene la clipul ăsta, ca să-mi arătați susținere și că vreți să mai vedeți chestii de genul. Și dacă aveți vreo întrebare, orice întrebare în secțiunea de comentarii, follow pe Instagram, uite aici la Jegosul Suprem. Sunt activ pe Instagram zi de zi și vă răspund toate mesajele, așa că follow la Jegosul Suprem. Deci, fără alte introduceri, vă prezint pe nimeni alta decât noua matroancă, șefă, șmecheră pe sate a acestui server, și anume Jetta Fenomen. Da, m-am făcut-o pe getuța destul de drăguță, zic eu. Avem nevoie de îngrijiri medicale, avem un pic sete. Deci o să ne ocupăm de toate treburile astea în primul episod. Eu vreau doar să vă prezint pe getuța. Haideți să băgăm aici niște apă, nu știu dacă mai am. Mi-a murit și mașina aia, nu mai am motorină. Sunt mai nob așa, ne ducem pe inventar, n-avem decât telefonul mobil. Deci practic trebuie să ne ducem să cumpărăm apă, mâncare, să mergem la spital. Deci aceasta este mașina mea, prima mea mașină. Și se numește Skoda Octavia. Ca în realitate dată, da? Bine, asta e 2013 sau 2015, facelift, mi se pare tunată. Culoarea asta am ales-o eu, are trapă, are peleron sau spoiler, cum îi zice la asta. Praguri, mai multe chestii pe aici. Dar asta e prima mea mașină și nu mai am motorină să merg cu ea. Așa că o să mergem să luăm a doua mașină. A doua mea mașină este o Dacia Stepway. Avem probleme cu... Băi, eu nu prea bag motorină la asta, da? Ne punem centura și ne ducem frumos să băgăm niște motorină. Haideți să vorbim un pic și despre server. Serverul se numește bbi.youtubers.ro. Este un server ok. Sunt playeri, nu știu, decenți cât de cât să zic așa. Eu sunt nou în tainele roleplay-urilor, așa că trebuie să aveți răbdare cu mine, da? Deci foarte mult, foarte multă răbdare. Serverul este destul de caterin, că l-am prezentat și pe live, ați văzut. Acum sunt doar 15 playeri. În general sunt vreo 30, 35, 40. Deci aici să faci o caterincă. Vă recomand și vouă să intrați pe bbiyoutubers.ro. Acolo mă joc eu. Mă vedeți în chat, am grad YouTuber Conacu. Bun. Eu sunt văcar, pentru că asta am făcut la început. Eu sunt văcar, o să vă prezint și bănuții mei, dar deocamdată mergem să băgăm niște motorină. Serverul, din câte am înțeles, este pe Paleto și pe, nu știu, cu S se numește asta, nu mai știu cum îi zice, deci nu prea cunosc mapa. Va trebui să respectăm un pic regulile, bine, cu... Na. Ăla stă la semafor, eu mă duc. Deja am încălcat o regulă. Avem și radar. Ne-am setat aici 60 la oră și mergem să ne băgăm niște motorincă. Eu nu prea sunt bun la respecta reguli, dar încerc să mă adaptez pentru că e hard roleplay. Mamă, ce am aici? Este hard roleplay și încerc să mă adaptez. Bine, am trecut pe, nu știu cum e cu alea, dar mă rog. Bam, dăm aici semnal, bam, 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 și mergem să băgăm motorincă. Bun. Ne dăm centura jos, ne dăm jos și băgăm motorincă. Cât timp bagă Jetta motorincă, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Jegosul Suprem și like la acest clip, pentru că mă ajută și mă motivează foarte mult. Facem full-ul la Dacia. Eu am zis Sandero, că e de aici. Sandero, cred, Stepway. E o marcă... Da, mă, Sandero Stepway.
Bulgaria. Da, aia e. Deci, băgăm motorinca să avem cu ce să ne plimbăm. O să mergem să cumpărăm de la magazin, de aici că avem un magazin și bancomat. O să vă arăt contul meu din bancă, dacă vrea cineva să mă jefuiască, mă găsiți pe server. E un server drăguț, frate, și jocul eu m-am apucat de ieri, adică, nu știu, două zile, să zic, când cred că apare a treia zi clipul ăsta. Deci, nu avem mai mult de două, nu știu, 10 ore totale jucate pe server. Hai, mă, mai avem 80%. Hai, 80%. Hai, 80%. Și vocea o să vă arăt dacă avem ocazia în primul episod, dacă nu o să vă arăt în al doilea episod vocea personajului, pentru că fiind femeie ne-am făcut, bineînțeles, o voce. Bun, am făcut plinul, ne urcăm la mașinuță, o tragem în parcare aici. Bam, am lăsat-o aici și mergem să vă arăt contul meu bancar prima oară. Și apoi mergem să facem toate treburile astea. ING 79.805 bănuți. Sunt destul de bogat și mai am 2000, deci vreo 80.000 de bănuți. Hai să luăm, știu, ceva de mâncare, ceva apică, pentru că și chiopătăm, o să mergem și la doctor. O să cumpărăm apă 10 bucăți, o să cumpărăm cafea 2 bucăți, ceai 2 bucăți și o să luăm gogoașă 10 bucăți și un 2 kebab. Ne ducem pe inventar aici și o să mâncăm, o să bem apă, mai bem o apă, mai bem o apă și mai bem încă o apă, ne facem full de tot, mergem pe gogoș, mâncăm o gogoșică, mai mâncăm o gogoșică și încă o gogoșică. Așa, am crezut că vrea să-mi fure mașina. Iar acum trebuie să ne... Ia să vedem ce vrea băiatul ăsta. Auzi? Bună! Auzi? Bună! 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 E mașina ta aia? Dacia Sandero? Aia? Da. Da. Mă duci pe mine la un garaj? Bine, haide! Trebuie să-l ajutăm un pic pe băiat. Haideți să-l ajutăm pe băiat. Vrea băiatul la gărăjel, așa că o să-l ducem la gărăjel. I-am pus limite de viteză 60, vedeți, da? Lasă-mă aici. Mersi. Cu plăcere. Bun, iar noi acum mergem la domnul doctor. Hai să stăm, stai așa să dăm și noi semnal. Stăm la semaforul ăsta. Băi, mie îmi place să mă joc. Acum vocea e foarte greu, eu am multe efecte, e foarte greu. Vocea e foarte grea de făcut pentru că e femeie, eu vreau să fac pe Ginuța. O să mai renunț eu la niște bass de ăsta în episodul 2, o să vedeți niște schimbări. Dar sper să vă placă. Te-ai dus, te-ai dus, n-are nicio problemă. Te-ai dus, a, ăsta e băiatul. Bagă tare, tată, am ajuns aici. O să lăsăm mașinuța aici. O să mergem la domnul doctor, pentru că Getuța are nevoie de îngrijiri medicale. Așa, am plătit 250, am semnat actele medicale. Și acum parcă mă lua el sau mă duceam eu? Ia să vedem. Nu, m-a luat și acum mă tratează. Au grijă de mine, uitați-o pe Getuța, băi, am făcut un picnic în Minaj, am pus un tatuaj, două pe gât, unul pe mână. Acum sper că vă place de Getuța. Getuța fenomenul. Ia să vedem cine mai intră pe aici. Puteți să donați și sânge aici dacă n-aveți bani. O să vă zic că am rapid ce am observat și eu pe server. Dacă sunteți foarte, foarte noi, trebuie să... Puteți să donați sânge și faceți 1000 pentru 100 de litri de sânge. Puteți să vă faceți văcari, să mulgeți vaca, să luați bani pe chestia asta. Să vindeți vaca la abator, să luați bani și pe treaba aia, adică să ia din ambele părți.
Astea sunt două chestii de făcut de început. Puteți să vă faceți șoferi, livratori, mai multe chestii. Îl descoperiți și voi pe parcurs, asta e frumusețea jocului. Bun, hai să facem bine pe doamna Getuța Fenomen. Și apoi o să vedem unde sunt băieții noștri, să ne jucăm un pic cu ei, să-i vedeți și pe ei, pe ilegal, care de-abia s-a apucat. Gata, suntem full, mulțumim frumos. Nu donăm sânge? A? Donezi sânge tu? A, ok. Nu, o să renunț la a dona sânge de data asta. Bă, pe acolo sau pe aici? Hai că e poate și pe aici, nu? Da. Nu donez sânge deocamdată. O să mergem să vedem. Ia uitați-o pe Getuța. Ce părere aveți despre Getuța, a? Frumoasă Getuța. Bravo, mă, bravo, mă, bravo, mă, bravo, mă. Hai să vedem unde sunt ai noștri. Dacă îți fac negru, roz, mat, mașina asta, vrei să mi-o cumperi? Avem treabă? Depinde cu câți bani. Feralu. 12.000. Prea mult. Ilie. Ah, ok. Vreau să o văd mai bine. Vreau să o văd mai bine. Urcați puțin în ea și dați ok, să vedeți cum se aude. Cum e? 10.000 dacă vrei. Și ai 10.000 la tine? Bineînțeles. Hai, ce-o las negru și o faci tu? Nu. Neagră o iau cu 9.000. Atunci lasă, nu mai vreau că eu cu ce mă mai scot? Păi îți dau 10.000. Păi da, dar m-am și scăzut din preț. Tot eu... cât vrei pe ea, normal? Păi, e tunată, e full. Spune-mi ce are. Tot, în afară de armură. Dezvoltă. Turbo, engine full, schimbat jantele, spoiler, grile din astea aici pe jos, în față, motorii schimbat, tot, așa. E un pic lovit aici. Se ia la polish. Așa și i-am pus frâne de curse. Cât ai dat pe ea? 3.500, dar am băgat în ea mai o grămadă de bani. Am băgat vreo 20.000. Nu ai cum să bagi 20.000. Dacă zic. Nu ai cum. Eu am un Skoda. Și am băgat doar 15.000 în ea. Și ea este 40.000. Skoda MOV? Da. Am văzut-o pe stradă, da, frumos și aia. Eu zic că se merită, că chiar am băgat 20.000, numai eu la... Mamă, coie. Ce făciți? Ce spui? Merge 9.000 jumate? Hai că am plecat. Haide, să facem o combinație. Ce combinație? Îți dau 10.000 cash. Ok. Dacă mi-o faci MOV. Așteptă mă aici. Sau vrei să vii cu mine? Nu. Am plecat. Pa. O combinație nereușită, boys. O combinație nereușită, dar haide să vedem unde sunt băieții noștri. Bun, băieți, o să-l cunoașteți pe mâna mea dreaptă, că stânga e leușteanu, și anume Manu, care joacă roleplay-ul șoferului, care nu prea șofează bine.
Și o să ne vedem cu el iar la spital aici, pentru că fiind un oraș micuț. O să-l vedeți și pe Manu, o să vi-l prezint pe Manu și ne ducem și după Leuștean, după aia. Hai, mai lăsa mașina aici în drum? Da, mă, eu sunt la donat de sânge acum. Mamă, mâncați-și gura ta. Uite, ai blocat aici toate astea. Da, vezi că... E o tău. Am bună. Bună, șef, bună. Ce faci aici, șofer? Am venit să donez niște sânge, să mai fac și un ban cinstit. Ok. Te aștept că... afară. Bine, haideți că imediat termină doamna în asistentă și vin. Te aștept în parcare, manule, bine? Da. Mamă, cum se vede după ce dă-ne sânge să-mi bat cel. Acum îl așteptăm pe domnul. Scoatem și noi țigărășe și o fumăm aici. Copiii, nu fumați, că nu e bine. Îl așteptăm pe domnul nostru subalternu. Gata, acum nu mai e nici bușită. Bună ziua, bună ziua. Hai să rup. Însă vede cam nașpa. Cum se vede nașpa? E destul de nașpa. Păi acum au cumpărat, că am plătit aici 600 de lei. Nu prea-mi place. O să regretați dacă nu o cumpărați. N-am ce să regret nimic. Și vorbește frumos cu mine, să n-ai niciun gând. Pentru că șoferul meu aici te va pogni. Așa că fă pași. N-auzi, mă, să-ți iei cazanul de aici. Auzi? Am asta și nu mi-e frică să folosesc. Oh, ok, stop it. Lasă să plece. Ce facem, doamne? Mergem să luăm pe negru sau? Da, după cum vedeți, el este Manu, este șoferul meu aici pe joc. Noi avem o mafie. Dacă vreți numărul lui să vă conducă și pe voi undeva, o să vi-l dau eu. El este șoferul și acum o să mergem după al treilea membru al mafiei noastre, mini-mafiei, că nu e oficială. Hai să mergem, de fapt, stai, hai că mergem cu a ta. Stai să-mi parchez mașina. Ok, după aia mergem la bancă să-ți dau ție banii și conduc eu, că am, am făcut niște bani. Dar de ce nu mă lasă să o parchez? Ba da, gata. Nu aici, dincolo. Gata. Hai, urcă. Ai apă, mâncare. Am. Bine, hai că mergem până la... Dă-i mesaj lui Leuștea și vezi pe unde e. Scoate băiatul banii acum și dă la fată. Eu sunt matroanca lor, da? Eu strâng toți banii și eu fac investițiile. Frumos e, frumos e BMW-ul ăsta. Și cu trapă. Frumos. Da, vezi că asta nu e mașina mea. Da, al cui e? Mașina mea e un cazan pe asta, am găsit-o pe stradă. Cum n-ai bați dau banii? Oferă bani. I-ai primit? Du-te și tu și bagă-i în bancă. Stai liniștit. Pe mine nu mă jefuiește nimeni. Haide. Da, dar mă gândeam să nu mori sau ceva. Da, nu am să știu cine dai. Mergem la ponton.
Hai. Vă spun eu punct imediat. La pontonul ăsta de pe plajă sau la locul nostru? La locul nostru, la ponton. Nu-i pontonul. Haide mă, dă-i acolo mă. Acum mergem să ne vedem cu al treilea membru al mafiei noastre. Mafia Soela Moe. Asta e mafia noastră. Șoferul meu e, să vede că e șofer de mafie, n-are nicio frică, ești nebun. Nimic nu pierde. Deja, deci astăzi s-a băgat, ca să înțelegeți, de vreo 7-8 ore s-a băgat această regulă cu amenziile. Noi deja am păcălit-o din primele 20 de minute. Bă, dar nu ți se învârte... Nu merge aerul condiționat, bradere. O să-l facem și pe ăla. Ia uite-l pe al, pe al treilea membru cum ne așteaptă la acolo. Ia uite-l cu Loganul lui. Hai să-mi iau și un mers mai blană. Hai să rămân la șefă. Salut, colegul, salut. Salut. Bună, șef. Ia, ce vecine, faceți? Foarte bine, controlăm pe aici oraș. Cum e? Cum e? Avem ceva liber probleme? Acum. Nu, moment. Hai pe plajă. Bat pe cineva sau? Nu este nevoie. Să spuneți că sala cu pei de-i dis... Bun, acum că v-ați strâns aici, trebuie să vă zic un plan. Veniți cu mine. Normal, se fă imediat. Deci... Fiți atenți. Mâine avem o întâlnire de gradul 2 cu Vanea. Vanea? Da, Vanea. Îl știți pe Vanea? L-am cunoscut, ce bătaie, vreau să-i dau lui ăla. Da. Deci. Șofer. Da, ce fac? Am nevoie de tine mâine la ora 10 să fii aici, la locul nostru. Sigur, șefa, așa facem. Fără nicio întârziere. Negrule, în seara asta trebuie să faci rost de arme. Desigur, șef. Bun, mâine mă voi întâlni la penthouse cu Vanea. Iar voi îl veți lichida pentru mine. Iar atunci, orașul va fi al nostru. Perfect, perfect. Așa facem, șef. Îl căsăpim pe nebun. Bun. Haideți să mergem la mine acasă, hai, șefa, vreau să mă lăsați acasă. Hai, normal, șefa, hai. Haideți. Șefa merge prima, bă. Negrule, da, șef. Hai să-mi dai ceva bani? Cred că când te trezești. Bine. Șofer, du-mă acasă. Imediat, ce fac acum. Noi acum suntem mafia. Bun, și acasă o să dau mesaj. Avem un șoarece acolo băgat în poliție. O să încerc un jumbujluc. Am rămas fără motorină la Skoda.
Dacă vreți vă fac eu plinul șefa. A, perfect. Coboară jos, vreau să-ți dau niște bani. Oh. Am bani, șefa, nu-i nevoie. E zi de leaf. Of, Doamne, mulțumesc. Pentru asta să vedeți câte lume bat eu. Sper să vă faceți treaba, mă retrag. Ne vedem mâine, nu uitați. Vanea aia trebuie să cadă. Îl nenorocim, îl nenorocim. Noapte bună. Să rămână, să rămână, noapte bună, șef. Bun, băieți, ne-am retras în casă. O să mergem să ne facem băițe, nu puteți să vedeți treaba asta, dar... Asta a fost și episodul nostru, primul nostru episod. Dacă mai vreți episod de genul, uitați să dați butonul ăla de like. Dacă vreți să-mi lăsați o părere, o ceva, un sfat, orice, în secțiunea de comentarii. Și, nu știu, orice vreți voi puteți să lăsați acolo. Sper că apăsați butonul ăla de like, sper că mă urmăriți și pe Instagram aici la Jegosul Suprem, pentru că sunt activ acolo zi de zi. Eu am fost fratele Cunacu, ea e Geta Fenomen. Ne auzim la următorul episod.